Gazdele au amenințat poarta suceveană încă din debutul întâlnirii. Alami a trimis peste transversală, iar apoi Nica a respins mingea în corner la un șut expediat de Chițu. Contrar cursului jocului, sucevenii au deschis scorul în minutul 14 prin Boiciuc. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a avut șansa egalării la jumătate de oră de la fluierul de start, când Niga a respins balonul în față, dar reluarea din foarfecă a marocanului Alami a trecut pe lângă țintă. În minutul 41, Dunărea a beneficiat de un corner de pe partea dreaptă, iar Dănilă a deviat mingea în propria poartă. Prefațat de ocazia lui Alami, golul de 2-1 a venit în minutul 61. Balint a primit o pasă în adâncime și a înscris cu un șut plasat. Gazdele și-au majorat avantajul în minutul 75, când congolezul Kanda a înscris dintr-o lovitură liberă de la 22 de metri. Într-un alt meci al etapei a 26-a, Bucovina Pojorâtă a fost învinsă pe terenul formației Dacia Unirea Brăila cu scorul de 2-0.